Bună seara, stimați telespectatori, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică, sunt Titi Sultan. Titlul emisiunii noastre de astăzi este Cine deține puterea legislativă? Evident m-am inspirat din cadrul emisiunii de ieri, când domnul deputat Sorin Titus Muncaciu, deputat din partea Alianței pentru Unirea Românilor în Parlamentul României, a spus că Parlamentul și-a cam pierdut din rolul de organ legiuitor, prin aceea că guvernul trimite tot mai multe ordonanțe de urgență spre aprobare Parlamentului României. Însă, ce este foarte important de stabilit și aici e foarte clară situația, și anume faptul că ordonanțele de urgență, pentru că despre ele este vorba, se aprobă sau se resping prin lege. Iar un aspect foarte important pentru ordonanțele de urgență este aceea că acestea pot fi adoptate, bineînțeles, așa spune Constituția, la articolul 115, aliniatul 4, în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, guvernul având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. Însă, ordonanța de urgență intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență, spre camera competentă să fie sesizată și numai după publicarea Monitorului Oficial al României. Dacă în termen de 30 de zile camera respectivă nu se pronunță asupra ordonanței, se consideră adoptată și își continuă procedura legislativă mergând către cealaltă cameră a Parlamentului României. Însă ordonanțele sau ordonanța de natură a legii organice, care modifică norme de natură a legii organice, se adoptă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 aliniat 1, adică jumătate din numărul total al deputaților și senatorilor. Este foarte bine, spun eu, să fac o, nu pot să spun o constatare, cât o realitate, și anume că în Parlamentul României discutăm de trei tipuri de majorități. Majoritatea simplă este jumătate plus 1 din numărul parlamentarilor prezenți, majoritatea absolută, jumătate plus 1 din numărul total, majoritate calificată, aici este necesară în special pentru adoptarea și revizuirea Constituției României, pentru că acolo Parlamentul, fiecare cameră adoptă cu votul a două treimi și de asemenea cu două treimi se aprobă și propunerea privind acuzarea președintelui pentru fapta de înaltă trădare. Deci acestea sunt cele trei tipuri de majorități foarte importante din perspectiva adoptării actelor normative în cadrul Parlamentului României. Însă dacă vorbim despre ordonanțe, pentru că aici mă oprisem, foarte important este de subliniat, și asta nu o spun eu, spune Constituția în continuare, la articolul 115, aliniatul 6, faptul că ordonanțele de urgență nu pot viza modificări ale instituțiilor fundamentale ale statului român, nu pot viza drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale și, de asemenea, nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică și, de asemenea, schimbări la legile electorale, adică drepturile electorale ale cetățenilor români. De aceea s-a considerat în anumite situații, când prin ordonanță de urgență se încerca modificarea unor dispoziții dintr-o instituție fundamentală a statului, că nu intră în competența guvernului de a adopta ordonanțe de urgență în acest domeniu. Însă vreau să ajung la aspectele cele mai importante, și anume că ordonanța de urgență se aprobă sau se respinge, prin lege, cuprinzând practic aici și efectele pe care le-a cuprins acea ordonanță în domeniul cât a fost în vigoare. Pentru că ordonanțele, repet, se aprobă sau se respinge. Ce este important și aici chiar închei? Faptul că ordonanțele de urgență ajung cu greu în Parlamentul României după câțiva ani de zile pentru a fi aprobate sau respinse. Ele produc efecte juridice și tocmai de aceea Parlamentului revine sarcina de a reglementa și situația în care s-a transpus în practică ordonanța de urgență, iar ulterior a fost respinsă de către Parlamentul României, adică trebuie reglementate și efectele pe care le-a produs în acea perioadă și din momentul în care aceasta a fost respinsă. Însă, subiecte mai ample o să vedeți că vom avea pe parcursul emisiunii, având în vedere
invitații mei speciali din această seară. Evident, telespectatorii care vor să intre în direct cu invitații o pot face apelând numărul de telefon pe care îl vom afișa pe ecranul televizorului. Acceptăm și mențin această dorință de a adresa întrebări invitaților legate de domeniul pe care fiecare îl reprezintă. În această seară avem 3 domenii diferite, evident, dar strânsă colaborare între ele. În funcție de invitații, vă veți da seama imediat despre ce este vorba. Încep cu domnul Florin Ștefan Vasile, care este director general, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului, Sector 2 București. Bună seara, domnule director. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Emisiune. Apoi domnul Octavian Bădescu, care este membru Alianța pentru Unirea Românilor și coordonator al Comisiei Economice din cadrul Alianței pentru Unirea Românilor. Bună seara, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara, fost, mulțumesc pentru invitație. Fost candidat la Primăria Capitalei, dacă candidat mi-aduc bine aminte, da? Independent la Primăria, da, Capitalei și acum independent. Coordonator al uneia din Comisiile Economice. Uneia din Comisiile, da, Economice, perfect. Multe. Iată, aici Alianța pentru Unirea Românilor chiar merită apreciată, pentru că se gândește la un aspect extrem de important, și anume, dacă nu putem redresa economia, e foarte greu să avem un nivel de trai decent al cetățenilor români. Și în ultimul rând, domnul Florin Lisaru, care este reprezentant al diasporei, Italia. Bună seara, mulțumesc pentru prezența. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Să ascultăm într-adevăr problemele cu care se confruntă în mod real românii din diaspora, exact, în special în Italia, unde avem o comunitate de 1.200.000 de români. Ceea ce 1.200.000 înregistrați, dar știm bine că mai avem și cei neînregistrați care au un număr, sunt într-un număr sezonierii, nu? Un număr foarte, foarte mare și acela. Da, și ei cum practic acolo, dacă, Doamne ferește, au o problemă de sănătate, cum procedează? Statul italian le da, asigură, da, ca să statul italian medicală? Nu știu, este puțin, fiind, cred, printre primele în Europa, chiar și în lume, ca sistem de sănătate, așa îl văd și așa, trecând pandemia, adică suntem încă în pandemie, dar și văzând un decursul pandemiei, s-a văzut că sănătatea în Italia funcționează față de alte țări. Nu, față de România nu-i numai, cred că nici nu se mai pune problema. Bine, asta o să vedem. De-aia da. Nu, dacă să revenim, dacă la întrebarea dumneavoastră, dacă are o problemă, să zic, chiar dacă nu are o asigurare de sănătate în țara, deci în Italia, sistemul de sănătate funcționează, adică nu te lasă pe drumuri, îți garantează minimul de asistență, păi, sanitară. Și la noi, da, nu putem lăsa oamenii și aici, să moară, pentru că se mai întâmplă. Doamne ferește, Doamne ferește, sperăm, da. Să dar sperăm și, că totuși statul română... Totuși sistemul este foarte bine pus la punct și este, nu contează că e străin sau italian, ai aceeași prestație sanitară. Da. Cred că la începutul porții a doua voi prezenta telespectatorilor anumite aspecte normative, dar și din cadrul instituțiilor abilitate pentru a sprijini legătura cu românii din afara granițelor țării. Este foarte importantă, pentru că suntem, știți bine, suntem un investitor puternic. Păi, adică poate tocmai de aia nu depune toate eforturile ca să vină lumea acasă. Da. Avem 3 miliarde de euro anual, dacă nu mă înșel, ce să știe? Da? Ce să știe? Ce nu să știe? Vă dați seama, și dumneavoastră știți bine, cei care vin cu banii cash acasă deja sunt, cred că, măsură egală cu cei care trimit prin sistemele traceabile. Da, așa este. Bun, însă haideți să merg cu un aspect extrem de important și probabil că telespectatorii sunt extrem de curioși în condițiile în care trecem prin mari probleme legate de plata facturilor, legate de scumpirile care au loc și probabil vor avea loc în continuare la produsele agroalimentare și nu numai, și aici mă refer la medicamente, facturi la gaze, energie și așa mai departe. Și l-aș întreba pe domnul director general Florin Vasile, pentru că articolul 47 din Constituție spune extrem de clar, se referă la nivelul de trai, însă de
32 de ani, eu nu pot să spun, nu eu, probabil că și telespectatorii și românii la modul general, că transpunerea în practică acestui articol s-a și realizat în mod efectiv. Anume, statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj, precum și la alte forme de ajutoare sociale prevăzute de lege. De asemenea, cetățenii au dreptul și la măsuri de asistență socială stabilite potrivit legii. Din punctul nostru de vedere, ce a făcut statul până acum, unde ne aflăm în acest moment și ce se preconizează în continuare, mai ales în condițiile acestei crize, nu pot să-i spun neapărat numai economice. Crize, de fapt, România în criză, ca să spun clar. Vă rog. Sigur, observăm cu toții că nivelul de trai de la un an la altul, având în vedere și situația economică și geopolitică a țării noastre, s-a degradat sau se degradează de la an la an. E foarte, mă bucur că aveți invitații și pe partea economică și decidenții din guvern care pot veni cu un plus valoare și cu soluții viabile pentru a veni cu soluții economice care să vină în sprijinul acestor categorii vulnerabile, însă având în vedere că reprezintă o direcție de sector, pot vorbi pe un segment aparte și anume pe grupurile vulnerabile din cadrul sectorului 2 și putem extrapola și nivelul capitalei. Sectorul 2 are populația cea mai îmbătrânită a capitalei din 370.000 de locuitori, 15.000 sunt cu venituri până 1.000 RON. Vă dați seama că aceste persoane cu preponderent de vârsta a treia sunt la limita sărăciei și atunci direcția noastră de asistență socială vine punctual cu măsuri nu neapărat pe care statul le dezvoltă, ci punctual prin hotărâri de consiliu local venim pe lângă compensațiile pe care guvernul le dă atât pentru plata facturilor la energie cât și la gaze, care sunt de multe ori extrem de modice și care nu acoperă în totalitate plata facturilor și a nevoilor reale ale persoanelor, cu servicii complementare și anume, spre exemplu, persoanele de vârsta a treia au probleme de sănătate, iar aici venim cu un proiect care a fost adoptat și modificat acum recent cu anumite policlinici medicale de urgență, atât pentru comunitate cât și pentru beneficiarii noștri. De ce? Știm cu toții dacă la un moment dat, într-o după-amiază de weekend, unul dintre copiii noștri face febră, ne ducem, fie că e privat, fie că e de stat, stăm câteva ore, două, trei ore și poate nici nu ni se rezolvă. Sistemul sanitar e, cum îl știm, în colaps. O întrebare, ca să nu pierd ideea, ne întreabă domnul Vali Europa, de ce refugiații primesc 70 de lei pe zi de mâncare și cazare și românul este tot mai umilit? Avem un răspuns la această întrebare? Este foarte adevărat, da. Vă spuneam și în edițiile precedente, din păcate statul român s-a angajat să facă un efort susținut mult mai mult decât face pentru proprii cetățeni. Sunt oameni, vorbeam de persoane de vârstă a treia cărora le datorăm această societate în care trăim și pe baza cărora s-a clădit această societate. Au luat, guvernul României a luat din fondul pentru tineret care era destinat formării tinerilor care nu aveau nicio șansă să se integreze în societate 20 de milioane de euro și i-a alocat acestor categorii. Nu este normal și nici nu este drept. Dar banii se întorc de la Uniunea Europeană sau nu? Se apreciază că banii vor fi recuperați ulterior prin alte programe, dar este păcat ca oamenii care trăiesc într-o țară și care plătesc taxe și impozite, care nu sunt modice, să fie tratat diferențiat și să fie diferența aceasta net superioară între refugiați care stau temporar, care nici nu se acomodează, iar noi la nivelul sectorului 2 gestionăm destul de, am avut peste 2000 de persoane în asemenea situații, copii, persoane de sex feminin și masculin, 80% nu se integrează. 80% au început să producă furturi, au început să practice mici infracțiuni, să practice diverse acte antisociale care generează o problematică în plus față de ceea ce gestionăm noi, atât noi cât și poliția română. Așa este. Bun. Domnul Octavian Bădescu,
alte costuri. General. Da, vă rog. Haideți să vă întreb, bine, vis-a-vis de ceea ce întreprinde statul român pentru asigurarea un nivel de trai decent al cetățenilor români, evident că nu sunteți mulțumit în calitate de membru și coordonator a uneia dintre comisii, mai ales că problema din punct de vedere economic a României este dezastroasă, având în vedere datoria externă a depășit 50% din PIB, avem, eu știu, probleme foarte mari. AUR a insistat foarte mult și știu că a depus un proiect de lege pentru ca să nu mai fie scoase sau listate la bursă anumite societăți care constituie, cel puțin din punct de vedere economic, avea un termen anume imediat. Deci nu mă refer numai la rezerve naturale, ci de importanță strategică, da, deci a avut respins însă evident, nu pot să spun evident, ci pentru faptul că majoritatea e la ei, era atunci PNL, USR, UDMR, acum e PSD, PNL, UDMR din nou și minorități. Da, vă rog. Deci situația, cum o vedeți dumneavoastră și ce se poate face? Eu sper din tot sufletul ca să se schimbe ceva măcar în 2024, dacă până atunci e foarte greu să puteți să ajungeți ca să aveți putere de decizie. Da, probabil că este greu de spus că actuala conducere politică, Coaliția pentru Sărăcirea Românilor, cum s-ar spune, pentru că de 2 ani de zile nivelul de trai a scăzut. Chiar și dânsul, ascultându-l, mi s-a părut că e din opoziție, dar a confirmat că e evident. Nu poți să miști cifrele, nu poți să... Vă dați seama, nu mai este pe timpul Ceaușescu. Sigur că din 2020 au pornit o serie de decizii nefericite, cel puțin nefericite, care au accentuat acest trend. Trendul de îndatorare, de ce spunea și dumneavoastră, de 30 de ani, noi nu mai avem excedent bugetar. Din 1992, ultimul an de excedent bugetar. Păi, dacă eu am administratori care sunt permanent pe minus, dumneavoastră, în familia dumneavoastră, aveți de 30 de ani cheltuiți mai mult decât produceți. Păi sunteți un administrator bun? După aceea s-au pierdut și referendumul actual a reliefat și realitatea e chiar mai amplă decât se spune în datele referendumului, că știți cum e, toată lumea vrea să declare cifre mai mari ca să ia bani mai mulți. Nu, vorbim de recensământ. Da, de recensământ, scuze. România pierde clienți. Din moment ce ți-a plecat populația, înseamnă că tu, dacă facem o paralelă cu o companie, ai pierdut clienți. Deci tu ești pe pierdere. Și oameni importanți. Da. Și ai pierdut clienți. Care putem să îi valorificăm, dar își... Păi asta este un management defectuos. Este evident. Păi, cam tot e de 32 de ani. Ce tot... Aveți, poftim, oamenii competenți capabili să, dacă ajung la putere, să schimbă această stare, da, de fapt? Ideea e că trebuie făcute niște modificări de substanță, dacă vreți, în arhitectură. Sunt problematici de gen, o țară ca să meargă bine trebuie să aibă o piață liberă și o monedă solidă, o monedă corectă, reală. Ori uitați-vă ce se întâmplă acum, chiar și cu moneda. Peste tot în lume, sigur, dar asta nu e o scuză pentru România, s-a făcut expansiune monetară în 3 ani, în Statele Unite 45% a crescut masa monetară, în Uniunea Europeană la nivel euro 35%, 25-30%, în România 35-40%. Asta înseamnă sărăcirea populației. Deci inflația înseamnă expansiune monetară și înseamnă sărăcirea populației, pentru că omul nu mai are aceeași putere de cumpărare. Păi asta e o strategie de sărăcire. În momentul în care tu crești masa monetară și în același timp prin alte decizii tu scazi numărul de bunuri și servicii, pentru că s-a inhibat producția, nu? Pe motiv de pandemie, pe motiv de război, pe motiv de așa. Practic ce face? O cantitate mult mai mare de bani o raportez la o cantitate mult mai mică de bunuri și servicii. Așa e. Și asta determină creșterea prețului. E natural, e matematică. Cine produce banul? Eu sau dumneavoastră acasă? Nu. E ilegal dacă eu produc bani. Deci statul produce bani, banca centrală produce bani. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că suntem pe deficite bugetare. Deci soluția de fond este echilibrarea bugetului.
ca să nu mai tipărești bani. Pentru că tipărirea de bani produce pe de-o parte sărăcirea populației și doi, creșterea inegalității. De ce? Pentru că cei care ajung primii la banii nou creați cumpără bunuri și servicii la prețuri neinflaționate, la prețurile vechi, care, da? Da. Și ultimul pe flux, în general pensionarul sau cel cu venituri fixe, consumă într-un final și cumpără bunurile și servicii. Și după aceea vii tu politic și constați cu îngrijorare că a crescut inegalitate. Și vezi, Doamne, trebuie să intervii. Păi ce fățărnicie mai mare decât asta, Doamne? Păi cine a produs inegalitatea? Cine a produs-o în primul rând? Da. Cum să-mi închipui că tu, da? Trebuie să termin cu expansiunea monetară, ca să termin cu expansiunea monetară, trebuie să închizi treaba cu deficitele bugetare. Ca să închizi treaba cu deficitele bugetare, trebuie să ai cheltuieli mai mici. Pentru ca să fii un stat competitiv, să-ți vină și românii înapoi, să îți vină investiții din România, din străinătate, tu trebuie să ai taxe mici și birocrație mică, da? Ca să fac acest... Și condiții. Exact, birocrația și taxarea. O să discutați și aproape pe aceeași lungime de undă, pentru că sunteți amândoi antreprenori, domnul Octavian Bădescu în România, domnul Florin Lisaru în Italia, da? Care este situația acolo comparativ cu ce se întâmplă aici? Pentru că aveți o afacere, da. Dacă v-ați mutat în România, care ar fi? Nu, în momentul de față, categoric nu. În momentul de față, categoric nu putem să... Da? Lucrurile stau total diferit. Și din partea statului, și din partea calității de produse și de ce avem, nu? De trai, să zic, în Italia. Oricum, ne confruntăm și noi cu probleme ca peste tot în lume. Problemele există, nu? Ca în fiecare țară. Noi că suntem, acolo este lapte și miere. Dar și guvernul italian își sărăcește populația. Da, da, peste tot. Fiecare deci, peste tot și își sărăcește populația, paradoxal. Paradoxal, dar și nu te lasă de izbeliște. Guvernul italian. Da, dar ajungi dependent. Nu. Aia e problema. Nu. Nu a ajuns dependent. În poate România cam așa e. În România este, cam așa este, dar și statul italian ne cere, dar ne și oferă. De exemplu, concret. De exemplu, concret. Nu avem probleme cu TVA-urile, deci de încasare sau de... Rambursare. Rambursare. Pe când în România știm bine că după o lună, dacă nu ați plătit TVA-ul, v-a închis contul sau cum, da, nu? Da, pune exact, copiii un tratament echitabil. Exact, da, nu-ți dă un timp, în Italia îți dă un timp să-ți închidă un cont, durează 6 luni de zile, minim, și aia numai dacă o cere un judecător. Deci ai din partea unui judecător să ai așa ceva, să poți să-ți închidă un cont sau să spună, nu este chiar așa ușor, ca în România, când autoritățile n-ai plătit impozitul, lună, sfârșitul lunii, nici 30 de zile, nu așteaptă fiscul, da? Nu așteaptă să-ți... Am prieteni care li s-a întâmplat, deci vorbind unul cu altul, știți cum este, mai auzim și noi ce se întâmplă în România. Calitatea, v-am spus, calitatea este diferită. Sperăm și noi ca într-o bună zi să se îndrepte și aici lucrurile în România, să putem să ne întoarcem și noi acasă. Că toți când am plecat am zis, domne, plecăm pentru o perioadă scurtă de timp, dar au ajuns la 20-30 de ani. Bun, problemele care le avem acolo le rezolvăm, să știți, cu autoritățile din Italia. Problemele, să zic, ale noastre sunt mai bune. Acelorlalți care vin și nu știu unde vin sunt mai grele. Dar e un parteneriat. Tratează ca un adversar. Nu. Asta este marea deosebire. Eu am fost antreprenor, acum gradual m-am dus în zona de imobiliare, nu mai am apetență de investiții. Da. Păi vreau să-mi regăsesc această apetență. Da. Dar nu mai am. Dacă nu mai am, e un lucru periculos, adică e un semnal de alarmă. Da, 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 nu mai vreau că statul nu susține demersurile private. Nu doar că dimpotrivă, știu că au luat niște măsuri care te îngrădești și te fac să renunți la activitate. Da. Am și eu câțiva prieteni care la fel, domne, nu mai construiesc, eu vreau să fac un complex de vile și așa mai departe, blocul, nu, m-am oprit, nu mai, nu știu, racordul pentru energie, nu știu cât a spus că o să coste și așa mai departe. Ești ca un adversar. Deci, se favorizează e o anumită zonă din mediul politic, cu cea de vârf, cu salarii și birocrație foarte mari, și plus
zona de companii foarte mari, care sunt favorizate, și de ajutoarele de stat, care sunt date unor anumite companii în dauna celorlalte. Deci, de fapt, se creează această polarizare, iar antreprenorul român, clasa mijlocie, cum se spune, ea este prejudiciată, realmente. Da. Cel care este majoritar. Da. De ce se întâmplă asta? Eu cred că e deliberat ca toți oamenii să ajungă ori salariați la stat, ori la marile companii. Păi atunci pentru faliment. Că impozitarea pe muncă, dacă ajungem el vrea la să ajungi cumva sclav acolo, pentru că impozitarea pe muncă este foarte mare și compania acționează ca o pușculiță, ca un perceptor. Da, dacă îmi permiteți, sigur, în momentul în care, în opinia mea, când apreciez că s-a degradat social foarte mult, a fost în momentul în care marile societăți, marile companii, marile întreprinderi s-au privatizat prin metoda MEBO, ulterior au fost lăsate în paragină și au fost dărâmate și au fost construite ansambluri rezidențiale, și doi, când mici întreprinzători, micile afaceri de familie care întrețineau zeci și sute de familii la nivel național, au fost obligate să își desfințeze societatea și s-a permis în interiorul marelor orașe și sectoarelor să vină lanțurile de magazine comerciale. În toate țările civilizate, toate lanțurile acestei magazine din Germania, Franța, Italia sunt la marginea orașelor. Da? Odată ce au intervenit în interior, mici întreprinzători, și erau foarte mulți și prețurile erau mult mai rezonabile la gen aprozar față de prețurile din magazine de retail în prezent. Descurajarea și a muncii și susținerea marilor investitori a dus la decadența societății, și fiindcă provin din partea socială, noi când dezvoltăm servicii facem și analiza între țări. Vă dau un exemplu, Germania. Germania își stimulează foarte mult proprii locuitori, cum spuneți noastră, în Italia. Dacă constată primăria că tu ești un bun cetățean și îți îngrijești casa de jur împrejur, vorbesc de rezident, de român, nu de cetățean străin, vine la ușă, bate la ușă la tine și spune: nu vreți să vă dăm și 10.000 de euro nerambursabil să faceți fața de acasă? Doi, câți copii aveți? Doi, nu mai vreți să mai faceți să creșteți natalitatea, vă mai dăm 500 de euro per copil și vă plătim și studiile. Iată cum statul încurajează, nu neapărat să se stabilească acolo, ci să se dezvolte omul în colectivitatea respectivă, și vorbesc de români, nu mai vorbesc de cetățenii străini. Dacă leadership-ul politic acționează altfel, deși au capacitatea de a înțelege consecințele deciziilor lor, nu înseamnă că poate urmăresc alte interese? Posibil. Altfel, și acest eu aspect. Nu pot să mă explic. Posibil și acest aspect. Înseamnă că servesc interesele altor state sau altor companii. Dar uitați, vorbeați mai devreme de dezvoltare imobiliară. Păi orice primărie în state europene civilizate oferă, în Olanda, în Danemarca, oferă micului întreprinzător posibilitatea de a dezvolta prin racorduri de utilități. Când cumpără terenul, cumpără cu racorduri și cu străzile deja făcute. Până și coloristica fațadelor, vorbind de arhitectură, o imprimă primăria și spune așa trebuie să fie, așa trebuie să respect ca să fie un etalon, să fie un unitar totul. Nu cum se construiește la noi, unul iese în stradă. Să ne uităm în Olanda, care au chiar și același tip de acoperiș. Statul, exact cum spune distinsul invitat, statul, dacă nu intervine cu politici publice care să sprijine industria, nu e dezvoltată. Se întâmplă un fenomen. Dacă te uiți pe orice clasamente ale țărilor în funcție de resursele lor, pentru că ce există? Factorii primari de producție, cum se spune, munca și natura. Da? Pentru că, virgulă, capitalul nu e altceva decât muncă prezervată în timp. Muncă neconsumată, muncă și natură neconsumată, prezervată în timp. Deci capitalul e tot muncă la bază. Da? Deci munca și natura. Deci un stat are un teritoriu. Dacă te uiți pe clasamente, o să vezi că România este în primele 10, 20, maxim 30 de țări ale lumii pe majoritatea categoriilor de resurse. Calitatea terenului arabil, terenul arabil pe cap de locuitor, calitatea lui, nu mai zic, numărul de ape minerale, plus capacitatea de producere de energie din 8-9 surse. Deci absolut tot ești în locul 10, 20, 30. În clasamentele pe rezultate ești în locul 40, 50, 60, 70. Ok, nu ești la 150, dar ești sub, da? La fel, calitatea resursei umane. Păi
mă uit numai la Turcia, că vin acum, am venit în Turcia, am fost în weekend. Deci ea fac turism de 30 de ani și turcul nu vorbește engleză, adică da. Da, deci calitatea resursei umane în România este și ea superioară, nu e de slabă calitate. Sigur. Chiar dacă a mai scăzut între timp și nivelul educației, totuși, da? Deci noi la resurse și umane și naturale suntem sus, la rezultate suntem jos. Păi asta înseamnă potențial insuficient valorificat. Înseamnă că aceste resurse cumva pleacă către exterior. Asta știm foarte bine. Pleacă resursa umană și pleacă resursa naturală în formă brută. Resursa umană e clară. Cât avem? 6 milioane, 7 de români plecați în cumpărăm produsul finit. Suntem ca și părerea mea, asta documentat, 6 milioane, 7. Nu mai vorbim de cei sezonieri care se tot mișcă înainte și înapoi. Producția de energie la cel mai mic preț posibil. Pentru că am resursa, am hidro, am și nuclear, sigur, da? Sigur, deci sigur. Ar trebui să produc cel mai ieftin posibil. Păi nu înțeleg. Păi Germania, cumpără alții, care nu are resurse, și ne vând nouă cu un alt preț. Deci, produsul intern brut al României pe metru pătrat, ăsta e un indicator interesant. Produsul intern brut pe metru pătrat, nu pe locuitor. 1 euro pe metru pătrat. Germania, care e mult mai săracă în resurse, 10 euro pe metru pătrat. Asta. Înțelegeți? Deci e un defazaj. Dacă aș ajunge la 2, la 3, deci ea fără resurse de bază, primare, e mult mai tare decât mine, unde am resursa aici și capacitatea. Păi cum adică? Și atunci, înseamnă că eu îmi ce pleacă resursa de aici și mi se vinde la prețul, deci ăla are bani, are totul dezvoltat, infrastructură și îmi cumpără și eu rămân fără energie și fără. Sau trebuie să o plătesc foarte mult. Dar de ce o plătim foarte mult? Păi, eu cred că a avut statul... Liberalizarea pieței, nu? Energiei da, a fost una dintre marile greșeli, din punctul meu de vedere. Nu poți să nu reglementezi. Dacă lumea zice, domnule, reglementare versus piață liberă. O, lucrurile nu sunt chiar așa. Opusul reglementării nu e piața liberă. Opusul reglementării e haosul. Păi vrea cineva haos? Nu, nimeni nu vrea haos, sunt de acord. Deși piața liberă, ca să am piață liberă, tot trebuie să reglementez. Pentru că reglementarea înseamnă de fapt un set de reguli. Nu înseamnă neapărat că stabilesc la ce preț vând, cui vând. Ăla e un dirigism. Deci opusul preței libere este dirigismul. Eu nu vreau dirigism. Eu vreau piață liberă. Dar asta nu înseamnă că nu reglementez. Sigur. Care resurse naturale, pentru că vezi, nici nu contează unde e proprietatea. Eu pot să reglementez cum exploatez proprietatea. Cât rămâne la mine în țară, da? Și la ce preț se vinde, sigur că nu sub costul de producție, care costul de producție ar trebui să fie cel mai mic, pentru că am resursa aici. Nici n-am transport. De ce nu e cel mai mic? Aici e a doua discuție, ineficiența producătorilor de energie și a distribuitorilor, că eu am fost și consiliul de administrație la Electrocentrale București, am văzut. Deci costul de producție al gigacaloriei în România e mai mare decât în țările nordice. Deci asta e o treabă care ține de noi. Este anormal. Da? Deci noi trebuie să umblăm ca să avem costuri de producție mici, pentru că avem acest potențial ca să am costuri de producție mici și cantitatea care îmi trebuie mie în țară trebuie să-mi rămână în țară. Și numai un surplus poate să plece în altă parte. De acord? De acord, evident. Deci asta înseamnă reglementare. Nu neapărat că plafonez prețul și din impozite sau din inflație îi dau banii consumatorului. Reglementarea înseamnă cum exploatez resursele naturale în ansamblul lor. Da, dar și ce este anormal, uitați, noi ne-am confruntat la nivelul direcției pe care o reprezint cu următoarea situație. Am dorit să scoatem la licitație pentru o locație micuță și nu mare, atenție, cu putere mare instalată electrică, de 120 de metri pătrați, să acceseze toți operatorii economici din energie. Da. La 3 licitații nu s-a prezentat nici măcar Enel. Și ce ne-a spus Enel, ce ne-a spus Enel Muntenia? Nu mai avem capacitate să dezvoltăm noi unități. Enel, nu privat. Da. Care e consecința? Marii operatorii privați au stocat energie, multă energie,
aici statul ar trebui să reglementeze și să intervină, să-i spargă și să dea în rețea, fiindcă ei stochează în generatoare. Manipulează piața. Manipulează piața, da. și vând la prețul pe care nu să îl susțineți. Unde e rezultatul și consecința? În consumatorul vulnerabil, în oamenii ăștia nevinovați care cumpără, ce cumpărau ieri cu 100 de lei, astăzi mai cumpără cu 250. Vă mai dau un indicator interesant, că v-am spus cu produsul pierdut. Mă uitam într-un decret al lui Ceaușescu din 87, în care zicea, știți că el cu energia, cu nu știu ce, stabilea acolo prețurile. Dacă consum peste nu știu câți metri cubi, că așa se măsura atunci, așa e un preț, da? Deci salariul mediu din România de la momentul 87, cumpărai cu el 2000 de metri cubi de gaz. Acum, cu salariul mediu actual, cumperi 350 de metri cubi de gaz. M-ați înțeles? Deci puterea de cumpărare a românilor în termeni reali a scăzut. Deci el cu salariu mediu, pentru că așa se măsoară treaba. Evident. De acord. Da? Câtă resursă naturală primară, da? Că nivelul de trai pentru unii a crescut dintr-un anume punct de vedere, pentru că și progresul tehnologic a făcut lucrurile astea, globalizarea a făcut lucrurile cumva mai eficiente și atunci teoretic omul simte că acum are televizor color, atunci n-avea. Da? Dar per global, pe resursa naturală din România, raportat la puterea de cumpărare a omului, puterea de cumpărare este mai mică decât acum 30 de ani, în metri cubi de gaz. Cum se resimte în Italia această criză energetică? Se resimte și în Italia sunt cu peste 50% facturile s-au mărit. Da, s-au mărit. Sunt foarte mulți care, citind puțin din mass media, nu reușesc să facă față, pentru că depind foarte mult de energie, energie. Dar și cred că se vorbește de luna septembrie de niște subvenții pe acest capitol. Deci intervine statul. Intervine statul. Cine sunt producătorii de energie? Producătorii sunt foarte, nu ca la noi în România. Producătorii nu sunt impozitați, să zic, nu știu, în România știu că este sistemul de producători. Și private. Da. Și private. Producătorul România este undeva taxat la 80%, dacă nu mă greșesc, producătorul de energie în România. Dar și distribuitorul nu este. Da, nu cunosc exact situația. Din ceea ce mai citim și noi și mai ne informăm, da, în România este taxat producătorul cu 80%. Bun, deci tot... Distribuitorul nu. Statul ce de ce? A făcut? Al cui este distribuitorul? Pentru că producătorii cunoaștem, sunt câțiva. Companii străine, probabil. Exact. Care sunt, într-un mod sau altul, controlate de politica românească. Da. Da, altfel nu văd motivul. Sunt două motive. Una a fost tipărirea de bani, expansiunea monetară. Deci nu poți să nu ai creștere de prețuri dacă nu tipărești bani. Și după aceea, când inhibi producția de bunuri și servicii, ăsta e efectul. Și doi, statului i-a convenit, pentru că el e câștigătorul, cel puțin în România, marii producători de energie sunt, cine stabilește? Sunt companii de stat. Cum adică să fii atât de fățarnic, să începi să plângi pe umărul omului sărac, când tu ai compania de stat? Tu de fapt ai tipărit bani și îi aduni tot tu. Îi strângi de pe piață, pentru că ce este proprietatea fără utilități? O peșteră mai a cătării. M-ați înțeles? Da, proprietatea fără utilități e o creștere mai a cătării. Da, dar peștera asta atunci, într-o bună zi se va închide, părerea mea. Se va închide pentru că nu o să avem, cum a zis domnul... strategia care e, nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți. Așa zic unii. Aici, din păcate, da, domnul Vasile, aici, din păcate, sperăm să nu se ajungă, fiindcă directivele europene, toate acțiunile care le promovează la nivel european și toate programele care se dezvoltă și se transpun imediat la noi în practică, spre asta conduce. Ca societatea să nu mai dețină proprietate, da,
să devină dependentă prin neputința de a-și plăti, exact ce spuneați noastră și sunt de acord, minime lucruri de decență și care înainte erau extrem de permisive și unui pensionar cu o pensie modică și unui salariat de la stat sau unui privat, și atunci toate astea duce la decadență. Și de ce? Știți de ce? Da. Pentru că proprietatea este baza libertății. Da, așa este. Dacă nu ai proprietate, gândiți-vă, dacă n-ai proprietate, ce are omul? Dacă n-are capital, sub diverse forme, că e bancă sau că e casă, sau că, dacă n-ai capital stocat, da? Tu ai doar timpul tău de muncă și cunoștințele tale, care cât poți să le vinzi? Că dacă eu vă spun că sunt disponibil peste un an, mie îmi dați vreun leu? Nu, că n-aveți nevoie de mine. Dumneavoastră aveți nevoie de timpul meu acum. Bine, nu acum, peste o săptămână. Bine, nu peste o săptămână, peste o lună. Dar eu nu am cum să-mi vând timpul meu de peste jumătate de an sau un an. Și atunci eu trebuie să dau permanent în piciorușe, că altfel n-am din ce trăi. Și să nu mai am timp să gândesc. Deci obiectivul asupritorului politic este desproprietăria oamenilor, pentru că așa le iei libertatea și așa ajung dependenți de tine. Asta este o chestiune foarte periculoasă. Da, o să ne trezim într-o bună foarte zi, periculoasă. Când o să mai avem cu cine. Da. Deci o să fie toți bugetari sau o să fie... Și atunci nu știu unde o să ajungem. Păi vă spun eu. Dependență de stat. Dar de unde luăm? Pentru că nu este că... Din tipărire de bani. Deci finalul acestui drum prin împrumuturi, totuși. Hiperinflație. Păi bun, și împrumuturile până la urmă o să ducă la tot ceea situația ce... Greciei. Tot... Părerea mea care... Și după care, exact, e absolut, am spus-o dintotdeauna. După 12 ani au ieșit pe luna aceasta, mi se pare, au ieșit de sub urmărirea Uniunii Europene. După 20 de ani au ieșit și ei. Pe acest trend, până în 2030, Grecia scăie pe noi. De 2 ani spun chestiunea asta, cel puțin. Deci așa se va întâmpla, dar după care, într-un final, tot ce e mai valoros pe pământul ăsta va ajunge deținut de o singură bancă centrală. Da, dacă te duci un pic în viitor, către asta merge. Înțelegeți? În momentul actual, dacă statul nu intervine, dar asta e scopul. Și nu are rost să intrăm într-o zonă sensibilă. Cine deține Banca Mondială, cine deține femeile, mai ales familii americane. Da? Și atunci te împrumuți practic. Da. Partea bună în România proprii... e că noi aici avem resurse. Avem resurse. Da, dar noi nu avem capacitatea Spaniei și a Greciei de a ne redresa economic, fiindcă ei au turism și se dezvoltă. Noi avem foarte multe, cum spuneați mai devreme, mine de cărbune, hidrocentrale, nucleare, avem resurse. Dar din păcate, nu avem oameni care să le scoată în evidență. Nu mai sunt noastre, toate s-au privat, Nu sunt interese. Nu sunt interese. Trebuie naționalizate. Nu, trebuie să revină sub controlul statului. Sub controlul românilor. Nu neapărat al statului. Pentru că lumea confundă proprietatea de stat cu proprietatea noastră a tuturor, ceea ce nu e așa. Deci, într-adevăr, românii trebuie să repreia controlul asupra resurselor naturale ale României. Și asta se poate face prin multiple. Lumea se sperie de ideea asta, naționalizare. Sau da, se sperie, dar nu. Conotații. Majoritatea statului văd că asta au început să facă. Există mai multe forme. Nu neapărat naționalizare înseamnă că vii și iei omului, ce. Există naționalizare cu despăgubiri, există reglementare. Deci poate să-ți rămână proprietatea. Dar gândiți-vă ce a valorat proprietatea. Faptul că, să zicem, eu am un restaurant, când tu nu m-ai mai lăsat să operez în așa zisa pandemie. De acord? Da, evident. Deci, prin reglementare eu pot determina anumite lucruri. Adică nu atât cine deține e important. Și ce lipsește statului să facă asta? În speță eu cred că oamenii. În primul rând, oamenii, cred că voința. Voința și oamenii... Deci alte interese? Probabil că asta. Cred, da. Deci cred că ajung în poziții de decizie, asta este senzația mea, oameni care au o altă agendă. Am înțeles. Nu, oameni care se bucură doar că își încasează un salariu bun și mai departe nu cred că... Nu au viziune, domnule. De ce? Pentru că au ajuns acolo... Politic sau pe nepotism. Nu pe criterii de competență. Da. Întrebare, în Italia, intervenția statului privind măsurile de asistență sociale, cum se concretizează în comparație cu ceea ce se întâmplă în România? Și aici ne va explica domnul director general. Pentru că mai avem până la pauză 5 minute. Da. Vă rog.
Nu pot să vă spun, să vă dau multe detalii, pentru că... Nu, da, cel puțin da, din asta. Da, din punctul meu de vedere, este bine. Deci lucrurile se mișcă. Se mișcă, se întreabă, se verifică. Ies oameni pe teren din partea statului pentru a verifica anumite condiții și funcționalități ale instituțiilor, să zic. În general, în două cuvinte, noi nu avem, întâmpinăm probleme cu statul italian. Cetățenii români care ajung în străinătate, de obicei, întâmpină probleme tot din partea românească. Comunității românești de acolo? Nu, comunității românească. Adică aici este vorba că sunt agențiile de plasare de forțe de muncă, care știți bine că sunt necontrolate. Ar trebui mult mai multe controle din partea autorităților române asupra acestor agenții, să se vadă ce se întâmplă, unde se duc, cum se duc, pe ce bază funcționează. Unele funcționează doar pe bază de hârtie, să spunem așa. Nu? Sceptic, am înțeles. Da. Bun, pentru că mai sunt trei minute, domnul director general, concret în ultima perioadă, ce măsuri ați întreprins pentru ca asistența socială să capete note de ajutorare a cetățenilor? Și aici mă refer la protecția copiilor, protecția persoanelor vulnerabile și așa mai departe, cu dizabilități? Sigur, este un domeniu extrem de sensibil și extrem de acut, care, din păcate, pentru decidenții și pentru factorii politici nu contează foarte mult. Păi, cum? Avem un minister special unde doamna Firea este ministru, care, iată, își dovedește cât de cât și utilitatea și eficiența. Da, dar din păcate este o singură persoană, împreună cu domnul ministru Budăi, care încearcă să dezvolte proiecte și programe benefice pentru persoane vulnerabile, dar fără o susținere politică. Și aici îmi permit să fac o mică paranteză, fiindcă domnul la început a spus că sunt din opoziție. Nu m-a spus că așa a prezentat. Îmi scuze, vreau doar o mică paranteză. Doar sunt specialist în domeniul în care activez, dar asta nu înseamnă ca independent că mă poate opri cineva să candidez. Da. Probabil sunteți independenți. Nu sunt înregimentat politic. Sunt specialist în domeniul în care activez. Da. Însă, e notabil faptul că acest minister, deși nou înființat, are rezultate în scurt timp, dar aș vrea, poate, în partea a doua să detaliez mai mult. Însă, pentru persoanele, că vorbeam de stimularea de persoanelor, de încurajarea persoanelor tinere, cuplurilor tinere, vine cu un proiect foarte bun, benefic, de stimularea natalității. Este foarte important pentru cuplurile care nu pot să aibă proprii copii să beneficieze de o susținere materială, financiară pentru fertilizare in vitro. Adică este o șansă care se dau tinerilor familii pentru a-și întemeia și pentru a-și încuruna, practic, ceea ce își dorește oricine, și anume un copil. Lucru care mi se pare notabil. Iar în partea a doua aș vrea să dezvolt un pic și pe partea de dizabilități și de copii, fiindcă a venit acum recent cu un proiect de act normativ care vine să sprijine centrele de consiliere pentru a preveni separarea copilului de familie. Sunt foarte multe comunități sărace, deși părinți bine intenționați, care nu au cu ce să-și ducă copilul la școală, deși sunt copii foarte buni, sunt familii care muncesc zi lumină, dar nu au suportul acesta. Și atunci noi, comunitatea locală, direcția de asistență, prin proiecte elaborate de către Consiliul Local, și aici avem susținerea Consiliului Local, punctual venim și dezvoltăm, spre exemplu, avem o zonă vulnerabilă, zona Baicului și Tei Toboc, unde cu preponderență sunt familii extrem de sărace. Dar aș vrea să dezvolt, fiindcă e în partea a doua. Mult de spus. Există foarte puțini oameni, excepții, care nu pot fi utili altor oameni într-o manieră în care să-și asigure subzistența. Deci faptul că în societate există oameni săraci, eu cred că există oameni sărăciți, cumva. Pentru că dacă te uiți acum 50 de ani, ia exemplu americ, un tâmplar avea un salariu de tâmplar, nevasta stătea acasă și creștea 3-4 copii, deci era casnică, nu era în câmpul muncii, copiii stăteau în familie, se duceau la școală, aveau școală, aveau o mașină, un televizor al negru, cum era pe vremea aia, dar aia era, aveau o vacanță, aveau o casă. Noi se numește că am progresat ca societate în 50 de ani. Păi, la un moment dat nu a mai putut într-un salariu, a intrat și femeia în câmpul muncii. Să o impozităm și pe ea. Nu s-au mai ajuns cu banii să-și ia o casă, să-și facă casă, au trebuit să-și ia credit de casă.
Nu le-au s-au mai ajuns cu casă, după ce au făcut credit de casă, nu mai puteau să-și dea copiii la școală, la studii și așa. Au făcut credite da, de studii. Din, acum, după toate, trebuie să luăm un moment de publicitate. De acord, cu asta încheia, pauză, acum au ajuns revenim la credite da. 75%. Sfinte Mucenice Pangratie, te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune, închinată lui Dumnezeu. Sfântul Mucenic Pangratie este întăritor al credinței, ocrotitor de mari vrăjitorii și farmece și grabnic ajutător al celor aflați în deznădejde. Sfântul dorințelor stinge mărturiile mincinoase, arată dreptatea și adevărul, aduce bunăstare vieții și sănătate trupului și sufletului. Sfânta icoană aduce bucurie în locul întristării, iar cei care l-au luat pe Sfântul Pangratie drept protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Cu drag te cinstim, Sfinte Pangratie, în fiecare an, pe data de 9 iulie. Cei care îl doriți pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor al casei dumneavoastră, îl puteți avea sunând la 0766-536-536. Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al Părintelui Emilian. Tocmai pentru a păstra bucuria în suflet și a o dărui și celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale Părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți vor schimba viața. Sacroterapia. Enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei tale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră, prezente și viitoare, și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șansa celor care o caută să o primească? Nimic nu este întâmplător, nici întâlnirea cu Părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0764-99-99-99. Românii din diaspora sunt invitați să-și deschidă o afacere în România prin intermediul programului Startup Nation Diaspora. Sprijinul acordat este de până la 200.000 de lei, fonduri nerambursabile, iar aplicațiile se depun exclusiv online până pe 1 septembrie 2022. Mai multe informații pe granturi.imm.gov.ro. Program implementat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Si
Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Să aveți bucurie sufletelor dragi. O emisiune de suflet pentru oameni cu suflet. Vă invit în fiecare sâmbătă seara, începând cu orele 20, la emisiunea Aducător de Bucurie, unde vă voi vorbi despre binele, despre bucuria, despre tristețea, despre binecuvântarea și despre încercările vieții noastre. De asemenea, veți putea urmări în reluare, duminică dimineața, începând cu orele 8, aceeași emisiune care sper să vă hrănească sufletul și să vă aducă multă binecuvântare. Bună, mă numesc Perjelena Mihaela, iar eu, împreună cu Capital TV și Fabiana Vuță, vă invităm în fiecare sâmbătă și duminică, la ora 14, la misiunea Tine Talentați, unde vor fi invitați soliști, instrumentiști, dansatori, chiar și actori. Aceste tinere talente vin în fața dumneavoastră pentru a vă ridica bună dispoziție într-un spectacol inedit de divertisment. Vă așteptăm cu drag să ne urmăriți! Am revenit în platoul Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiune, Realitatea în politică, cine deține puterea legislativă. Am stabilit, din ceea ce am explicat la începutul emisiunii, care este procedura legislativă. Cel puțin în perioada vacanței parlamentare, atunci guvernul adoptă ordonanțe, dar ordonanțe simple, însă în temeiul unei legi speciale de abilitare dată de către Parlament, legea de abilitare stabilind domeniul și data până la care se pot emite ordonanțe. Nerespectarea termenului atrage evident
inexistența ordonanțelor. Dacă legea de abilitare stabilește că aceste ordonanțe se supun aprobării Parlamentului, așa se va întâmpla, deci, repet, ordonanțe simple. Însă, pentru că am spus la începutul emisiunii și probabil că ați constatat și din cuprinsul primei părți, am trei invitați pe trei domenii diferite, dar cu întrepătrundere extrem de concrete la fiecare dintre aceștia, reprezentantul diasporii Italia, reprezentant al Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, dar este cel care coordonează una din comisiile economice din cadrul Alianței pentru Unirea Românilor și fost candidat la primăria capitalei, independent, rețineți, și directorul general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 2. Însă, pentru că am spus că discutăm puțin despre diaspora și la începutul emisiunii mi-a fi luat ceva timp să explic doar câteva aspecte ce țin de mecanismul prin care instituțiile statului ar trebui să sprijine legătura cu românii din afara granițelor țării. Odată cu aderarea Uniunii Europeană, e adevărat, s-a facilitat într-un fel accesul cetățenilor români în străinătate, datorită problemelor economice pe care România le-a avut, le are, să sperăm că vor fi din ce în ce mai puține dacă statul va lua acele măsuri și va reglementa anumite aspecte, așa cum foarte bine a spus domnul Octavian Bădescu, cu explicații foarte concrete în prima parte a emisiunii. Însă, Constituția spune foarte clar în două articole și din 1991, în 2003, tot așa au rămas acele două articole, 7 și 17, însă am aici reprezentantul diasporii care ne va spune dacă s-au concretizat cel puțin până acum prin transpunerea în practică pentru românii din străinătate. Mai mult decât atât, profit și de prezența domnului Bădescu, pentru că cel puțin la nivelul Senatului României, Comisia pentru Românii de Pretutindeni îl are ca președinte pe domnul Claudiu Târziu, senator din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Însă, potrivit articolului 7 din Constituție, care se referă la românii din străinătate, se spune foarte clar că statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt. Ce este însă important? Că avem instituții abilitate în mod evident pentru a transpune în practică acest articol și anume Departamentul pentru Români de Pretutindeni, avem Ministerul Afacerilor Externe, avem la nivelul Parlamentului Comisiile pentru Români de Pretutindeni la nivelul Senatului, Camerei Deputaților. Avem activitatea de diplomație parlamentară în cadrul Parlamentului României, care este specifică fiecărui parlamentar. Avem Institutul Cultural Român, avem de asemenea Institutul Limbii Române, avem legea 229 din 2007 pentru sprijinul acordat românilor de pretutindeni, avem și o serie de alte acte normative venite tocmai în sprijinul acestor reglementări, însă din nefericire, în ciuda unor programe, proiecte, strategii pe care fostul minister pentru Români de Pretutindeni în 2017 l-a inițiat, el trebuia să încheie 2022, însă în 2019 acest minister a fost desființat, a avut o viață de 2 ani când a venit PNL la guvernare și a fost transformat în Departamentul pentru Români de Pretutindeni, condus de un secretar de stat. El atunci avea un ministru. Apoi Startup Diaspora, acum au fost niște programe vis-a-vis scurte de tabere pentru copii. De asemenea, la acele proiecte e foarte greu să prinzi un astfel de proiect, fiindcă imediat se închide înainte de a porni. Exact. Aici e ciudat. Ori ești pregătit de la început, da, sau aștepți următorul an, ori se greu să-l... Mă uit, deci de când s-a înființat Departamentul pentru Român de Pretutindeni, știu că a fost Odaunor Sachi secretar de stat, apoi, după dânsa, cum este domnul Gheorghe Cârciu, într-adevăr, l-am avut prezent în emisiune, pare extrem de motivat, vom vedea însă dacă este și lăsat de partea politică, pentru că, până la urmă, secretarul de stat este numit de primul ministru și se subordonează secretariatului general al guvernului. Însă, ce este foarte, foarte important, că avem, și am lăsat special la urmă, avem în circumscripția electorală 43, 4 deputați și 2 senatori special aleși de români ca să reprezinte românii din străinătate. În momentul de față, numai legilor din 2020, avem 4 deputați, 2 de la
USR, unul de la PNL și unul de la AUR, domnul Boris Vorosatri, iar de la Senat avem pe domnul Viorel Badea de la PNL și pe, de la USR pe domnul Radu Mihaiu, dacă nu mă înșel. Întrebarea mea, cum vă simțiți românii din diaspora, aceia un milion, bine, noastră nu puteți vorbi numele lor, dar din ce ați văzut dumneavoastră acolo, fiind prezent de foarte mulți ani în Italia, statul român își face simțită prezența prin aceste instituții? Nu, vă rog. Nu, nu își face, nu și-l face, domnul Titi. Nu și-l face, nu se face prezent, v-am spus, se face prezent doar în campaniile electorale, atât. Ca când este nevoie de mulțimea și de voturi. Păi să nu uităm de... că în 2000, și aici vreau să adaug și apoi chiar vă dau cuvântul la toți, în 2019 la legile prezidențiale în turul 2 au votat 1 milion de români din diaspora. Abia atunci statul s-a trezit în 2019, spun, că după ceea ce s-a întâmplat în 2014, când românii n-au putut vota la legile prezidențiale și în 2019 la legile europarlamentare, s-au luat măsuri concrete, 3 zile nu de vot au fost în 2019. Nu suficiente, nici acolo, vot pentru că numărul secțiilor de votare n-au fost nici acolo. Da, sau bine, în 2019 s-au mărit la vreo 850 ceva. Da. Și portalul vostrăinătate.ro. În 2020 au fost 2 zile la legile parlamentare, deci nu 3, pentru că a fost un singur tur de scrutin. Vă rog, asta a fost ultima mențiune pe care am făcut. Nu se face, statul nu se face prezent așa cum ar trebui. Să ne uităm la românul muncitor normal, care vrea să-și facă și el o programare la ambasadă. Timpurile sunt foarte lungi, dacă nu, peste 6 luni de zile, deci ca să faci o programare. De ce? Pentru că săracile ambasade lucrează în număr foarte redus, deci foarte redus. Nu că stau și... deci nu este implicare din partea statului, nu știu, nu se vrea să treacă periodic, să facă niște verificări pe teren, pe lucrul acesta. Părerea mea, miniștrii interni, externi ar trebui, al muncii, și al muncii ar trebui din când în când să aibă întâlniri politice cu omologilor din alte state pentru a-și proteja cetățenii. Să vadă dacă sunt respectate, nu sunt respectate anumite legi. Avem problema badantelor, știm bine, în Italia, care lucrează la negru și acolo, pentru că este proasta informare. Deci nu avem o informare îndeajuns pentru aceste locuri de muncă care le susțin. Și aici statul ar trebui să intervină, instituțiile ar trebui să intervină în rezolvarea lor. Drept vorbind, românii aduci suntem, cum am zis și mai devreme, suntem principalul, părerea mea și a noastră. Principalul investitor, a României. Deci haideți să-l protejăm puțin. Pensiile, vedeți și noastră, pensionarii dau din colț în colț, că nu se știe. Vin în România, ce facem? Pensia din Italia, cum o? Acolo avem IMSU care zice, domne, duceți-vă la autoritățile românești. Autoritățile românești vă trimit la autoritățile. Deci tot așa, ar trebui niște controle periodice, o informare totuși, că nu avem o informare în momentul de față, nu cred că avem informare scrisă, exactă, să spunem, domne, ăștia sunt pașii de urmat. Cred că ar trebui urmăriți niște piloni de bază. Ce vreau eu ca stat de la oamenii din străinătate? Da. Păi ce vreau? Eu vreau odată să-mi vină înapoi, că dacă am mai multă forță... Ce condiții ne oferiți ca să venim înapoi? Vreau să-mi vină înapoi, unul. Trebuie să oferiți ceva, domne, ca să... De acord? Da. E un obiectiv. Dacă nu vin înapoi, că și-au făcut familie acolo, că nu știu ce, vreau să investească aici în țară, să aducă capital, pentru că bogăția unei țări e capitalul pe locuitor, pe cap de locuitor. Asta se face și poate ăsta e și motivul pentru care statul interes. Vreau să-mi vină capitalul și vreau să-i transform în ambasadori. Vă dați seama ce înseamnă să am 6 milioane de ambasadori? Păi eu am... M-ați înțeles? Eu vreau să am 6 milioane de ambasadori. Noi suntem un tezaur al României. Adică pentru că omul românul de acolo poate să-mi aducă și capitalul italian. Și poate să-mi aducă și pensionarul în vârstă italian cu bani să stea aici, pentru că e mai ieftin. De acord? Deci care e problema? Dacă dar eu nu mai aduc oameni... Dar nu mai simplu. Este ieftin, dar nu simplu. Dar noi aici, spun, în primul rând, statul român ar trebui să facă prin aceste programe, proiecte și prin acest sprijin, ca să nu se piardă identitatea, tradițiile, limba...
Pentru că se întâmplă ca, odată stabiliți acolo de un număr foarte mare de ani, păi, căsătoriți cu persoane care... de altă cetățenie, da, limba română să nu în mai în fie... În 7 milioane, cât credeți că să mă întorc? Ca să-mi vină forța de muncă aici... Haideți să mă întorc 3 jumate? Ca să-mi vină forța de muncă, ca să-mi vină forța de muncă înapoi în țară, trebuie să am cea mai mică taxare din Europa. Pe forța de muncă. Și ca forță de muncă ce avem? Ca au venit vietnamezii, cea mai mică taxare din Europa pe forță de muncă. Da. Eu trebuie să am și cheltuieli mai mici ale statului, dar mai trebuie să mai am ceva. O schimbare a sistemului de impozitare. Pentru că eu ce pot să impozitez? Factorii de producție. Da. Munca și natura. Da. Nu vreau să impozitez capitalul, că vreau să-mi vină capitalul în țară. Nu vreau să impozitez munca, pentru că vreau să-mi vină oamenii în țară. Și atunci, ce nu impozitez eu cum trebuie? Resursa naturală care îmi pleacă din țară. M-ați înțeles? Deci e clar că noi, ca țară, noi vindem prea ieftin către exterior sau către alți beneficiari resursă naturală primară din România. Deci eu trebuie să pun un preț corect pe resursele naturale care să-mi dea și de ce nu bugetul punem? Și să scad impozitul. Cine dirigează acest preț? Păi trebuie să ai această viziune. Păi nu trebuie să știi ce înseamnă factor de producție. Ori da. Eu am dubiu că toată lumea din guvern, din zona economică poate să numească factorii de producție. Vă spun sincer, am dubii. Pentru că eu îi văd în afirmațiile lor. Unele se contrazic reciproc, se spune în manualul de economie. Auziți, până să-mi spuneți asta, haideți să vă întreb ceva, că poate sunt curioși telespectatorii. Ce va determina să intrați în competiția politică, domnul Bădescu? Sincer. Pentru că din ceea ce spuneți și cunoașteți foarte bine problemele legate de antreprenoriat, din păcate intervenția statului e clar. Nu mai discutăm ce n-a făcut statul pe timp de pandemie, că trebuia să facă și n-a făcut pentru antreprenori. Chiar i-a dus în jos și a închis afacerile și așa mai departe. Însă vă întreb ce va determina pe asta. Păi ai două formule. Deci lucrurile merg într-o direcție proastă, iar ai două opțiuni din perspectiva mea. Eu am... sunt antreprenor, dar în principiu am avut companii, le-am vândut, am investit în imobiliare. Deci în principiu eu pot să-mi asigur un trai până la finalul vieții. Păi nu, niciun caz nu m-am gândit că ăsta e motivul. Problema este că dacă stai pitit și nu te implici, lucrurile rele te vor ajunge și pe tine. Din păcate sunt mulți ca dumneavoastră care nu se implică. Da. Dați-le un impuls, un impuls să vină să facă ceva pentru România asta. Ai această variantă. Stai pitit. Cum e și domnul Lisaru. Ar trebui să se implice și în politică. Sau încerci să lărgești cercul în jurul tău ca să construiești, să te protejezi inclusiv pe tine. Da. Și atunci cumva... te implici. Eu vă spun, m-am implicat și în treaba cu alegerile locale, m-am implicat pentru că m-au enervat restricțiile. Și am zis, domnule, trebuie să comunici niște mesaje, cum pot să comunic? Păi sunt alegeri locale, păi hai să pot să le comunic. Sigur că am avut interzis la televiziuni, că în afară de dumneavoastră și încă 2-3 s-a terminat, n-am pătruns nicăieri. Știu. Da? Dar vă spun ce m-a motivat. Ulterior, asta este chestiunea. E o posibilă evoluție negativă de care nu poți să te derobezi. Adică la un moment dat ajunge și peste tine. Bun, și de ce au? Și de ce Alianța pentru Uniunea? Pentru că au fost singurii care s-au opus restricțiilor. Eu am făcut o scrisoare deschisă încă din martie 2020, cum că o să ajungem într-o situație proastă și că măsurile sunt proaste. Au fost singurii care s-au opus chestiunii cu certificatul verde, știu, cu listele așa. Știu. De unul. Deci au fost singurii care și singurii care au pledat pentru libertate, singurii care nu folosesc banii pentru primiți subvenție, potrivit legii 334 pe 2006. Ceea ce este mare lucru. Deci asta ajungem și la greu. Da. Care anul ăsta au fost foarte mulți, dacă nu mă greșesc. 251 păi, total, vorbim toate partidele anual însumează cam 100 de milioane de euro. Anul acesta a fost mult mai mult, chiar nefiind un an electoral. Noi cotizăm cu taxe și impozite, dar e normal, taxele noastre și impozite sunt ca să dezvolt infrastructura sau ca să finanțez partidele politice. Păi...
Așa e. E sunt total anormal. Iar faptul că oamenii votează în continuare partide care promovează așa ceva, înseamnă că sunt vinovați. Sunt părtași. Este anormal ca din taxe și impozite să se financeze partide politice. Știu argumentația pentru care s-a ales varianta asta, e o prostie, dar hai să spunem că aș putea să accept ceva. Atunci de ce să nu facem așa? Păi frate, în loc să dau eu guvern în funcție de rezultatele care le-ai avut nu știu de când, câți am în parlament? Ia fii atent. Îți fac o deducere fiscală pe fiecare contribuabil, 1 leu pe lună, 3 lei pe lună, habar n-am, alocă-i tu cărui partid ți-a plăcut ție în luna aia. Și luna asta mie mi-a plăcut AUR și am dat la AUR. Luna viitoare mi-a plăcut PSD-ul și am dat la PSD. Luna viitoare, păi atunci chiar eu, cetățean, aloc finanțarea. M-ați înțeles? Dacă tot vrei să o finanțez eu, deși nu e corect, dar hai să zicem, dar lasă-mă să o finanțez potrivit deciziei mele. Păi dacă lună de lună, păi vă dați seama ce vot ar fi ăla. Deci toate partidele s-ar bate în fiecare lună să câștige finanțele de la cetățean. Păi asta înseamnă finanțare de către cetățean. Corect. Ajung însă la partea de asistență corect socială, fiindcă l-am întrerupt înainte de pauză, nu eu, ci pauza de publicitate, pe domnul director general și ne explica ce măsuri se întreprind în perspectivă la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și aici mă refer la persoane vârstnice, persoane vulnerabile, persoane cu dizabilități și alte asemenea măsuri. Ulterior să-mi spune și despre PNRR, pentru că știu că în cadrul PNRR o sumă mare de bani este alocată și pe acest domeniu. Sigur, dacă cu permisiunea noastră și a invitațiilor, fac o mică paranteză și să continui ideea colegului din diasporă. Din păcate, citim cu toții, suntem la curent cu politica externă a României. Lipsa de implicare a factorilor de decizie din Ministerul de Externe se simte acut. De ce? Dacă înainte un ambasador plenipotențial era primit și tratat cum se cuvine în țările unde era trimis acreditat să le reprezinte ca activitate, puteau dezvolta relații bilaterale și atunci dezvoltau alte relații cu țările respective în sprijinul cetățenilor noștri. Atâta timp cât există o agenție guvernamentală, ROAID, care rolul este să sprijine în țările unde avem ambasadori, tocmai canale, ce spuneți astăzi, să nu mai stau oameni la rând, să dezvolte oamenii de afaceri. Și din păcate se fac doar contracte de consultanță. Da. Să nu mai vorbim că înainte un ambasador plenipotențial avea o anumită importanță, pe când acum se întâmplă în țări unde nu vreau să dau nume, unde ambasadorul își conduce singur mașina și are un personal foarte redus la ambasadă, ceea ce conduce la ce spuneați noastră, la cozile interminabile și am făcut o mică paranteză. Și atunci cu cine ajută? Și din păcate, cu ce ajută statul diaspora? Deci, exact, și din păcate lipsa de implicare a decidenților, dar aici vreau să vă spun, vă dau un exemplu. Fac o paranteză, mă scuzați că vă întrerup, o paranteză. Când s-a scos acea taxă consulară, problema a fost o problemă, pentru că acum nu se mai dă personal, pentru că este consulatele sunt plătite din bani care vin de România. Până acum s-au finanțat puțin din acea taxă consulară, deci funcționau puțin mai bine decât funcționează în momentul de față, pentru că banii nu erau mulți pentru oricare, un 20 de euro, 30 de euro sau 10 euro care se luau pentru un certificat sau orice document emis de consulate, aduceau ceva la buget. Acum nu mai aduc nimica. Și ce avem? 20 de euro mai mult în buzunar și nu reușim să ne facem o programare. Pentru un copil să vină să reușim să mergem acasă. Deci durează, v-am spus, peste 6 luni de zile în unele zone să reușești să ai o programare la consulat. Dacă se dorește, se vrea. Și vă dau un singur exemplu. În domeniul în care activez, în 2005-2007, am fost singurul sector, pe atunci eram la 3, 18 ani am stat în coordonarea unei direcții similare, dar la 3, nu la 2. Am semnat un raport, un acord bilateral cu consulatul din Milano, cu domnul consul Gheorghe Dunescu și vorbesc de un renumit ambasador al nostru la Milano, pentru repatrierea copiilor nesoțiți pe teritoriul României. Când se dorește ca voința politică să existe și să se implice, se iau și măsuri.
din păcate, acestea au fost reduse în momentul de, din contră, s-au diminuat. Da, în momentul de față, pe teritoriul Italiei, nu știu câți consuli avem, sunt toți interimari, aproape, nu toți, da. Aproape, sunt toți interimari, deci nu, nici măcar acolo nu se mai înțelege să fie. Nici nu trebuie să-i convingă, domnule, dacă ai poziționat. Țara cu cele mai mici taxe pe muncă și cele mai mici taxe pe capital din Europa. Vindeți asta, voi consulilor. Cât? S-a rezolvat. M-ați înțeles? Că o să... Aduci investitori. Da. Deci dacă te poziționezi, domnule, ceara cu cele mai mici taxe pe muncă și cele mai mici taxe pe capital, ai rezolvat-o. Păi da, dar degeaba consulul vorbește una și când ajungi în România găsești alta. Da, trebuie să ne punem la punct puțin. Păi asta trebuie, să nu batem în gură acolo. Păi nu. Și noi putem să aducem sau putem să aducem investitori, oricare român care este în afară. Exact, dar trebuie să schimbăm de aici. Lucrurile trebuie să schimbate de aici, să începem să schimbe de aici, nu de la noi. Dacă nu avem acest obiectiv de țară, să ne poziționăm ca țara cu cele mai mici taxe pe muncă și cele mai mici taxe pe capital, nu vom avea capital și nu vom avea muncă. Ca să facem lucrul ăsta, trebuie să scădem costurile statului printr-o reorganizare și printr-o reorganizare administrativă teritorială, care e foarte, da, la momentul actual e absolut necesară, dar în egală măsură și prin mutarea poverii fiscale de la impozitarea timpului oamenilor, că asta înseamnă impozit pe muncă, îmi impozitez timpul. Păi cum adică îmi impozitez tu timpul în care eu sunt util altui om? Da. Conceptual vorbind. Da. M-ați înțeles? Da. Și îmi impozitez economia, adică timpul pe care eu nu l-am consumat. Eu m-am reținut de la consum ca să-mi pun deoparte. De ce? Ca să nu mai muncesc mâine. Tu mi-l iei și pe ăla. Da. Bine, mai impozitez o dată. Păi ia fugi de aici, frate, s-a întâlnit hoțul cu prostul. M-ați înțeles? Trebuie să mut și să iau resursa, să taxez resursa naturală care îmi pleacă în altă țară și consumul excesiv de resursă naturală. Asta trebuie, dacă corect. Suntem și lăsați. M-ați înțeles? Da. Să schimbăm ceva, din punctul meu de vedere și altora, care sunt plecați în afară, ar trebui schimbați puțin acești veterani ai sistemului nostru. Vă și politic. La afaceri externe sau și la politică? Peste tot, și la politică. Și mandate, exact. Da. Care tot acești veterani vin de dacă tot pe ăștia ai votați. Da, așa aveți dreptate și noastră. Păi, îi votăm. Domnul director. Să lăsăm puțin și tineretul să vină, pentru că tineretul în ziua de astăzi, părerea mea, poate veni cu idei bune. Nu aceleași idei învechite și aceeași să ocupăm doar scaunele funcțiile ajungem și acolo pentru a avea o retribuție monetară destul de bună. Din păcate, nici la acest aspect actualele partide mari vorbesc, PNL, PSD, AUR, iată care 40 de parlamentari, nu-și mai dezvoltă pepiniera de tineret. Există organizații de tineret, dar nu se mai face formarea politică a tinerilor, să-i educi ideologic, să le dai o anumită direcție, să le dai perspective, să-i promovezi. Și îi promovezi în primul rând. Se promovează cum știm și aș vrea să închei aici. Apropo de proiectele dezvoltate la nivelul sectorului 2, deși eu personal mă aflu în poziția antagonice cu actualul edil al sectorului 2, asta nu ne deranjează și am avut susținerea dumnealui și a Consiliului Local pentru a dezvolta chiar proiecte benefice pentru persoanele vâznice. Aici, având în vedere dezechilibrele acestea sociale care le produce chiar creșterea acestea de prețuri, se ajunge la o sărăcie lucie și la o stare de sănătate precară a persoanelor vâznice. Și aici avem șansa să avem parteneri, fiindcă nu putem, orice entitate publică are nevoie de parteneri ca să se dezvolte. Statul nu poate face multe, dar cu ONG-urile de profil putem dezvolta. Și aici avem șansa să lucrăm cu o asociație care are o experiență de peste 25 de ani, Crucea Galbenă. Am elaborat și ne-a fost adoptat acest proiect de hotărâre în Consiliul Local, se numește Butonul Roșu, un mecanism de sprijinire a persoanelor vulnerabile, mă refer la cele cardiace, mă refer cu cele cu probleme de sănătate grave, care singure fiind în casă, care pot cădea la un moment dat, prin simpla apăsare a butonului roșu, a apelului,
apare atât la noi în sistem, cât și la 112 și interveni la timp 5, maxim 10 minute. La timp nu se intervine, nu se intervine nici în situațiile de urgență. Nu vorbim de 112, da. Vorbim de cazurile care noi le gestionăm la nivelul sectorului. 112. Fiindcă noi apelăm și 112, suntem obligați. Nu avem foarte multe. V-am spus că avem peste 15.000 de persoane vâzice vulnerabile la limita sărăcii, da, cu venitul de 1.000 RON. Avem 100 de persoane cele mai critice incluse în acest program. Dorim să dezvoltăm proiectul pentru încă 100 de persoane, fiindcă am văzut viabilitatea. Nu mai mult decât atât, pentru persoanele care au venituri de 200-300 RON, fiindcă sunt și asemenea categorii de persoane în jur de 600, chiar astăzi, în ședința de Consiliu de astăzi, a fost adoptată o asemenea prelungire a unui proiect cu Asociația Maraton, care pune la dispoziția acestor persoane o masă caldă. Nu știți cât de mult contează asigurarea unei mese calde, decente, două feluri și un dulce pentru o persoană în nevoie. Și aici iarăși vedem că situația lor se îmbunătățește, fiindcă nu mai pun accentul să-și cumpere produsele alimentare, le asigurăm noi și pun accentul pe igienă, da, sau pe plata utilităților. Și nu în ultimul rând, un proiect foarte bun pe care acum îl promovăm și îl dezvoltăm la nivelul Comunității Sectorului 2, împreună cu Fundația Ana Aslan. După cum știți, Institutul Ana Aslan este un institut cu renume pe partea de geriatrie și, da, de recuperarea persoanelor vâznice. Se tratau la noi toate persoanele publice și din lumea cinematografiei la noi în țară veneau la tratament și plecau cu rezultate benefice. Din păcate, institutul arată, cum știm, deplorabil, da. Și sunt cei mai renumiți specialiști pe care noi am reușit să îi avem ca parteneri. Proiectul se numește Smart Beer și la fel se pune la dispoziția acestor persoane vâznice cu probleme de vedere, cu scăderea acuității vizuale și a auzului, cardiace, se pun dispozitive medicale la dispoziție, asistive. Îmi cer scuze că avem un telefon imediat, țineți-vă ideea. Bună seara! Domnul Sorin, vă ascultăm din Hunedoara. Bună seara! Avea și eu o întrebare pentru invitație dumneavoastră. Sigur! Solidaritate este numai pentru noi românii pătura de jos. Când e vorba de salariile noastre și pensiile noastre, trebuie să fim la nivelul cel mai scăzut. Și când alții au probleme, noi trebuie să fim solidari, să le facem viața ușoară. Dar a noastră trebuie să rămână tot grea viața. Și referitor, cine deține puterea legislativă, cei care fac aceste manevre astăzi, în ziua de astăzi, cu facturile, în primul rând, am o problemă. De ce metru cub de gaz trebuie transformat în kilowattoare? Când metru cub e metru cub? Ca să nu ne dăm seama cum ne face calculul. Da, și tot felul de pârghi financiare care le folosesc ca să ne prostească. Și acum, cu facturile astea, face tot felul de invenții. Vine și face două citiri la o lună jumate, ca să nu te încadrezi în plafonare. Face plafonare, dar numai la cei cu un consum mic. Cine are un consum mai mare, îl face în așa fel, chiar dacă e mic, să fie în peste 300 de kilowatt. Ca să te poată încălța cu preț normal. Da. Și plus multe, multe altele care le fac. Doar noi ne dăm seama, suntem cu puțină școală, dar ne dăm seama că se face voită treaba cu facturile. Nu e o mare nedreptate, da. Problemă. Dar vedem. O să deconteze și PSD-ul la voturi în 2024. Pentru că cu buna știință lor, pe Dragnea, pentru că a folosit o femeie de servici de la școală, i-a dat pușcărie. Dar ăștia care ceea ce face cu poporul român la ora actuală, nu întreabă nimeni. Da, mulțumim mult pentru intervenție. Bună seara, mulțumim. Vedeți, oamenii înțeleg. Domnul Bădescu, vă rog. M-ați întrebat mai devreme, da, ce m-au făcut să intru. Exact. Cred că cel mai mare lucru, cel mai deranjant aspect în toată treaba asta, e că sunt luat de prost. M-ați înțeles? Am o senzație, în momentul în care ascult la televizor pe cei de la...
ești luat de prost. Și iată că oameni care chiar nu trebuie să ai studii superioare, asta am și spus, domnul Sorin, tot te prinzi. Te prinzi. Deci, pur și simplu, li se insultă inteligența oamenilor. Păi în contextul în care ți insultă, una e să-mi zici, bă, n-am bani, n-am aia, uite de ce. Și îmi zici corect și trebuie să facem asta și asta și asta și asta. Dar să mă prostești în față, asta e partea cea mai deranjantă. Da. Și atunci te enervează și zici, băi frate, hai să încercăm să schimbăm ceva. Să vină la vot. Cum scoateți la vot și ieși 7%? În momentul în care omul îți jignește inteligența și tu continui să-l votezi, păi ești coautor. Îmi pare rău. Da. Asta este... Și prin lipsa prezenței la vot poți fi coautor. Și prin omisiune. Faptul că nu s-au prezentat la vot. Da, domnul Lisar. Da. Vis-a-vis de ce a spus domnul Sorin de la Hunedoara, vă rog. Da, are foarte mare dreptate. Lucrurile cum se văd din România se văd și din afara țării. Prețurile toți, avem părinți, avem prieteni. Știm toți ce se întâmplă. Îi sprijiniți, nu? Financiar. Altfel, păi altfel ce ar face? Unde ajungem? Ar fi ce ar face? Da. Nu face de, nu? Este normal. Prețurile ar trebui puțin... cum a spus și dumneavoastră, niște ajutoare, dar aceste ajutoare să vină pe bune, nu să vină pe și acestea pe... Trebuie să nu crească, adică eu nu văd motivul pentru funcție, care să crească dacă eu am resurse aici. Da, da. Vă spun sincer, rău trebuie de rădăcini, adică să nu ajungem să crească. Dar obiectivul e desproprietărirea și nu, omul să nu ne ajungă dependent. Uitați-vă și la legile alea cu porcii, să nu crești mai mult de 5 porci în gospodărie. Da, asta... Adică să nu mai poți fi independent, pentru că cel mai mare adversar al asupritorului politic, cei mai mari adversari sunt autoconsumul, barterul, aurul și glonțul. Nu, aurul nu partidul. Să nu se înțeleagă altceva. Metalul aur. Metalul, da. Așa e. Deci ăștia sunt autoconsumul, barterul, metalul, aurul și glonțul. Corect. Ăștia sunt adversarii, domnul director, și ăștia sunt cele mai valoroase. Ca un răspuns, dacă aveți pentru domnul Sorin și apoi să continuăm. În primul rând aș vrea să-i răspund disinsului domn că educația și oamenii simpli au pus bazele acestei societăți frumoase, iar direcțiile noastre nu fac decât să identifice soluții și programe complementare ale celor elaborate de către guvern în beneficiul persoanelor, cum ar fi creșterile de salariale, de pensii, a punctului de pensie, rezolvarea inechităților vis-a-vis de pensia militară cu pensia noastră, care este extrem de mare și vizibil contestată de foarte mulți. Însă, pentru aceste persoane vâznice pe care noi le avem în evidență, încercăm prin aceste convenții pe care le avem de asociere cu organismele neguvernamentale să putem să ne îmbunătățim condițiile de viață, nivelul de trai să fie unul mai decent și să remediem exact lucrurile care costă cel mai mult, partea medicală. O persoană, vă zic că știm că de la o anumită vârstă se acutizează probleme medicale pe toate planurile, apar disfuncții și atunci prin acest program încercăm să punem la dispoziție acestor persoane prin tehnici asistive, dispozitive care să le monitorizeze starea de sănătate minut cu minut, iar atunci când se identifică o disfuncție, o aritmie, medicul care are evidență această persoană și vorbim de mii de persoane care urmează a intra în acest program, să fie din timp să-i se dea o consultație. Aceste le pot accesa, le poate accesa oricine sau? Oricine din comunitatea sectorului 2 și a municipiului București, fiindcă parteneri sunt și colegii mei de la sectoare și municipiul București. Nu doar cei care au puțin mai multe, să zic, și tot omul de rând. Păi noi lucrăm cu oamenii de rând și cu persoane vulnerabile, nu vorbim de alte persoane. Da. Deci noi ne adresăm acelor persoane care chiar sunt în nevoie, nu care sunt recomandate. Exact. Nu. Însă vă spun că asemenea proiecte și programe sunt menite să aducă un plus României. De ce? Fiindcă este un program finanțat și împărtășit și cu statul italian și cu statul spaniol. Și atunci avem know-how
exact din țările de unde... Foarte, care ați luat ceva bun, lucru ceva care trebuie să se întâmple exact. Mai peste tot în România, să luăm ce este bun, pentru că avem persoane, avem oameni plecați din România care lucrează în diferite instituții, chiar publice din diferite state, care ar putea să aducă un plus, ar trebui din când în când să fie... Chiar în Italia știu că un candidat care e consilier este... Claudiu Stănășel, îl cunosc pe Ștefan Stănășel. Aia zic, din și când el, în când ar cetățean trebui... român, el deja candidează la primăria, nu știu unde e, îmi povestește și taică-s acum câțiva ani. Sunt, nu știu cum iau nume de ăsta. Pe teritoriul Italiei avem în jur de 30 și ceva, dacă nu mă greșesc, nu vreau să spun o prostie, care sunt în diferite consilierii locali. Exact. În primăriile, nu? Important e ca puterea să fie repreluată de către cetățeni. Ce veți face pentru asta, mai ales în 2024? Și o să vă întreb la final, din punct de vedere al Partidului AUR, ce măsuri preconizați, ce soluții pentru redresare economică, dar haideți să revenim la aspectele programul, astea. Programul, eu vă spun niște opinii personale care se vor regăsi în principiu. Evident, așa, sunteți unul dintre cei care o să îl creionează, da? Către finalul anului, dar principial vorbind, trebuie ca cetățenii să repreia controlul. Cam asta e ideea. Dădeam exemplu înainte, apropo de finanțarea partidelor politice, care e o formulă, un sistem de tip voucher în care eu dau bani lunar partidului politic care îmi place și atunci să vezi cum el devine mult mai ascultător la doleanțele cetățenilor. Nu trebuie să fii ascultător, pentru că nu trebuie să fim... Nu, trebuie să fii ascultător, pentru că vedeți, managementul trebuie acum a preluat controlul în fața acționarilor. Deci acționarii îl plătesc și el, managementul, a ajuns să se creadă șeful lor. Asta e marea problemă. Dom'le, ei sunt angajații noștri. Ei sunt angajații noștri. Noi, lumea plătește. Aceeași formulă de repreluare a controlului, că vorbeați de sistemul medical, se poate face și aici. Se vorbește mult de subfinanțarea sistemului medical. Dom'le, nu e subfinanțat. Multe lucruri nu sunt subfinanțate în această țară. Este prost gestionat. Da. Eu am făcut calculul. Dacă aduni toți banii care se duc la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, Ministerul Sănătății, tot ce înseamnă pe spitale, toate bugetele, toți banii care vin din taxe și impozite și se duc în sistemul medical. Și toate acestea adunate an de an pe durata vieții omului, ajungem la o medie de contribuție pe cap de om pe durata vieții tale de 90.000 de euro. 90.000 de euro fiecare dintre noi dă sub o formă sau alta în zona medicală. Știți ce înseamnă 90.000 de euro într-o viață? Înseamnă un an de zile de spitalizare la condiții de 200-300 de euro pe noapte. Adică nu proaste. Da? Păi noi stăm în medie, fiecare dintre noi, un an de zile din viață în spital? Nu. Deci sistemul nu este subfinanțat, fondurile sunt prost gestionate și una din formule ar fi să lași aceste fonduri, să le pui în vouchere și omul, când are nevoie, să folosească voucherul în sistemul medical, finanțând direct spitalul, că e de stat, că e privat, nici nu are importanță, să acceseze serviciul medical prin vouchere și atunci tu ai reprelua puterea. Cum tu ca cetățean, fel și la educație. Ar interveni alți factori care nu ar reuși să funcționeze. Dacă s-ar vorbi să se lucreze în acest sistem, ar fi foarte dificil să funcționeze o instituție de sănătate, doar prin vouchere. Nu, ar funcționa alea bune. Pentru că... Și cu celelalte cum rămâne? Păi voucherele sunt... Vorbim de acel... celelalte, domne, ce să faci? E o soluție, propunere. Dar e bine că se gândește la ceva inovativ. Trebuie să gândim la generală. Pentru că avem și spitalul din nu știu unde, care sunt oameni să duc o dată la săptămână. Atunci oamenii se duc la spitalele cele mai bune, unde sunt medici. Nu, dar ce facem cu acelea? Le închidem? Se subvenționează, da. Poate omul nu reușește să ajungă din cine știe ce sat la spitalul la bun. Alocarea directă de către om, către furnizorul de servicii medicale, alocarea directă de către om către furnizorul de servicii de educație,
care înseamnă competiție. Da, îi face și pe ei să realizeze că trebuie să-și crească competența. Banii se duc într-o gaură neagră. Da, da, da. 90.000 de euro. O soluție, din punctul de vedere, o soluție ar fi buna gestionare a fondurilor. Am înțeles, dar buna gestionare tot în piața liberă cumva se face, pentru că noi ne așteptăm că vin niște oameni bine intenționați și bine instruiți, dar, că intenționați poate sunt mulți, dar instruiți sunt mai puțini, care reușesc să avem destui manageri de spital care știu bine, care îi vedem în mass media cum gestionează spitalul. Asta e forma paharului și noi ne imaginăm că dacă o să turnăm apă, acuia apă în el, dar dacă o să turnăm vin sau whisky sau țuică, o să avem alte rezultate. Ori sistemul bate omul. Poate că o să punem țuică, dar până la urmă să zicem că, nu știu, eu, noi doi suntem bine intenționați și ajungem noi foarte bine și facem un atac sistemul de cor și la revedere. Deci eu trebuie să schimb sistemul ca să nu mai conteze ce pun eu în sistem. Nu, da. Atunci trebuie să schimbăm puțin grie ăștia politici. Forma care vine, asta vrea toată lumea, dar trebuie să fie implicare la vot. Da, dar trebuie să fie implicare nu numai din partea tuturor. Exact. Și politic și a cetățenilor, și a cetățenilor să normal, să se facă văzuți în viața publică și în viața și dar să aibă și opțiuni. Să tragă de mânecă, domne, te-am votat cu deschidere către rearhitecturare, pentru că dacă iei la bani mărunți, vorbești de subfinanțare și vezi că de fapt nu e subfinanțat. 90.000 de euro pe cap de cetățean contribuim noi de-a lungul vieții noastre. 300 de zile pe an de spitalizare. Știm foarte bine că nu e cazul. Foarte, foarte pertinentă intervenția, domnul director, să continue. Accesez ideea. La ideea distinsului invitat referitor la bugetarea aceasta. Un asemenea demers l-au americanii. Practic ei nu fac cum procedează statul român, dă o alocație persoanei cu handicap, îl sprijină cu un bilet interurban sau Metrorex și atât. Nu, îi dă un buget și persoana cu handicap și familia alege furnizorul. Fie că e privat, fie că e de stat, și atunci furnizorul este interesat se bate să atragă și să dezvolte servicii medicale sau sociomedicale, că la noi în domeniu vorbim de servicii sociomedicale adecvate persoanei și atunci gradul de implicare este invers. Nu e de la noi cetățenii bătrânii care stau la coadă să acceseze servicii medicale. Vine instituția medicală. Serviciul medical ce se pot ajuta? Da. Fiindcă este motorul de căutare, este invers. Banii. Da. S-a dorit și la noi la un moment dat. Nu avem sistemul. Dar nu a fost voință politică. Nu avem sistemul, nu avem baza pentru a face așa ceva. Iar în plan medical, din păcate, noi am pornit invers. În loc să asigurăm în paralel și o finanțare adecvată salarială a medicilor, cu o dotare corespunzătoare, ne-am făcut o salarizare adecvată destul de ca să eliminăm exodul acesta al plecării în străinătatea medicilor. Se întâmplă ca și la Poșta Română, că am avut acolo un mandat pe management privat la companii de stat. Marea problemă e că dacă te uiți la bugetul țării, foarte mulți bani se duc doar pe personal. În bună măsură. Deci la poștă, 75% de veniturile poștei. Da. Erau venituri. Deci noi nu prioritizăm infrastructura, noi avem practic instituții de stat. Instituțiile de stat și multe din administrațiile locale și multe din companiile de stat sunt de fapt sisteme mascate de așa zisă protecție socială, care de fapt țin captivi oamenii în niște instituții subvenționate de cei care nu le folosesc. În contextul în care eu am criză de forță de muncă în zona privată, eu trebuie să import om din Sri Lanka, exact, în loc să realoc personal din zona de stat către zona privată. Aveți dreptate. Corect. Este eronat. Ce se întâmplă, domnul, iar liderul politic trebuie să vină să explice chestiile astea oamenilor. Bă, băieți, uite poate cum să stă treaba. Asta acela, stă așa. Fiți atenți. Avem varianta A cu plusuri și cu minusuri, astea sunt plusurile, astea sunt minusurile, avem varianta B, astea sunt plusurile, astea sunt minusurile, varianta C, ăștia sunt câștigătorii, ăștia sunt pierzătorii. Cum facem? Și îi întrebăm pe ei să-și asume. Și atunci hai să vedem cum facem să aleagă ei și o să ai și suportul popular. Da, nu e, asta înseamnă director și despre PNRR. Foarte bună
Aș dori să închei... Precizarea domnului Bădescu, da. Da, aș dori doar să închei prin simplu da. Fapt că acest proiect pe care îl dezvoltăm în beneficiu persoanelor vârstnice cu tehnicile asistive conduce la nu se mai deplasa bătrânul la medicul de familie sau la spital, fiindcă știm câte ore stau și sunt imposibil de a se deplasa. În primul rând, persoana care e din familie și îl îngrijește trebuie să renunțe la un loc de muncă ca să aibă grijă de persoana vârstnică sau modul de îngrijire a persoanei este mult prea costisitor pentru familie. Și atunci, prin aceste tehnici asistive, persoana stă acasă, e îngrijită în mediul lui familial și are mult mai multe beneficii. În ceea ce privesc copiii, fiindcă este o categorie extrem de importantă, fiindcă așa cum îi educăm acum și punem bazele acestora, așa o să-i avem printre noi în viitor. La nivelul comunității, spuneam mai devreme că avem câteva comunități sărace și aici am avut sprijinul nemijlocit și al domnului primar și a consilierului domnului primar, doamnei Alina Seghedi, care s-au implicat și au dezvoltat un proiect benefic pentru zona de risc Teitobuc și Baicului, unde persoanele, însă și persoanele adulte, refuzau să-și trimită copiii la școală. Ori în legea educației, în legea 272, obligativitatea învățământului este clar definită. Și atunci lucrăm în paralel prin acest proiect și cu părinții, ca grupuri de suport, și cu copiii. Iar lângă noi avem fundații extrem de bune, Fundația Sera România și Fundația Dezvoltare pentru Servicii Sociale, care vin cu fonduri din exterior, nu cu banii comunității locale, să aducă un plus. Degeaba lucrăm noi cu copilul la centru de zi, îi dăm o educație, primește hăinuțe și este aliment, are o alimentație corespunzătoare, dacă el când se întoarce în comunitate doarme în continuu pe pământ jos. Și atunci, prin acest proiect, ne-am dus către familiile sărace, am făcut o dotare a acestor imobile, fiindcă atunci când omul vede care este susținut, este determinat să se implice și au început să se angajeze, să se autosusțină, lucruri care sunt extrem de vizibile la nivelul comunității noastre. Și vorbeați de PNRL, distinse domn. 2 minute ca să rămână și spațiu pentru invitați. Scurt, da. Recent a fost emis un ordin și aici felicit inițiativa, fiindcă a fost intervenția punctuală a doamnei ministru Gabriela Firea. N-am nimic cu politicul, însă beneficiul acestui program PNRR este tocmai pentru acești copii din mediile sărace să se dezvolte centre de zi atât de consiliere pentru copii cât și pentru copiii din grupurile de risc pentru a preveni separarea lor de familie. Un lucru extrem de benefic, suma alocată în România este de 50 de milioane de euro pentru dezvoltarea acestor tipuri de servicii de prevenire a separării copiilor de familie. Să sperăm că o să vină și banii. Domnul Bădescu, 2 minute. Da, vorbează, dumneavoastră faceți Isaac, foarte domnul. Bine ce faceți în contextul în care vă focalizați pe rezolvarea unor probleme existente. Eu caut să mă uit la sursa care a generat aceste probleme, pentru că eu nu mai vreau problemele să apară, ca să nu mai aveți ce rezolva. Da? Asta sursa, noi, cum au ajuns acești oameni săraci, domne, la pensie? Pentru că dacă iei sumele cu care au contribuit ei de-a lungul vieții lor active la bugetul de pensii, o să vedeți că în medie ei pierd, ei sunt jefuiți la pensie. Ei contribuie mult mai mult la pilonul întâi de pensie decât ajung să încaseze după aceea. Și după aceea ce își pun deoparte sunt jefuiți din nou prin inflație. Deci oamenii ăștia sunt jefuiți și dumneavoastră căutați să le puneți niște leucoplaste, e foarte bine. Dar pe mine mă interesează să nu mai ajungă să fie jefuiți prin inflație și prin această contribuție la o pensie obligatorie de care nu apucă să beneficieze. Că acum se vorbește și că le mărește vârsta de pensionare. Deci ei nu apucă, ei contribuie cu mult mai mult decât încasează. Decât se bucă după aceea. Ei se ia banul lor și după aceea vin eu, politicul, și zic: vai săracul de tine, după ce te-am jefuit, te-am dat cu capul de pereți, te-am umplut de sânge, vin și spun un pansament și zic că eu te apăr. Păi nu le e rușine. M-ați înțeles? Deci asta e comportament de golan, de cartier. Bine, să nu vin și te lipesc de perete, te lipesc de perete de nu mai respiri. De ce? Și de ce se întâmplă acest lucru? Fiindcă decidenții, politicul, niciodată pe mine ca specialist, care lucrez de 25 de ani într-un asemenea domeniu, nu mă întreabă care sunt nevoile reale ale comunității. Corect, elaborează corect, și spune implementează. Asta trebuie să... Eu încerc să găsesc să implementez. Specialistul nu e întrebat pentru că locul 1, 2, 3 în ierarhie e ocupat de zona politică, iar specialistul e la locul 3, 4, 5.
Iar ceea ce se întâmplă este acest, ceea ce trebuie făcut este reformarea acestui sistem de pensii, în care să nu mai am sistemul bismarckian, care da, când a pornit el, păi da, erau 4 salariați la un pensionar și omul trăia puțin. Da, corect. Păi ăsta nu să-i lăsăm timp și domnului Lisaru, da. Vă rog. Da, aș vrea să închei prin a spune politicilor din România. Vă veți implica în politică? Nu știu, momentan nu avem idei, diaspora, nu avem idei concrete, nu am idei concrete pentru așa ceva, dar aș vrea să spun politicilor din România că diaspora nu reprezintă o problemă, nu cred că reprezintă o problemă a României. Mai degrabă, diaspora este, ar putea fi o rezolvare a anumitor probleme din România. Deci ar trebui să fim mai căutați persoanele de valoare care au plecat din România, care cunosc anumite, au învățat ceva în alte țări, să le aduc acasă, să pună în aplicare, să întrebe din când în când persoanele care chiar cunosc anumite lucruri. Da. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Din păcate, spațiul adevărat emisiunii a expirat. Mulțumim invitațiilor, telespectatorilor. Toate cele bune, seară frumoasă în continuare. Ne revedem mâine, începând cu ora 20. Numai bine! Sfinte Mucenice Pangratie, te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos, să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune, închinată lui Dumnezeu. Sfântul Mucenic Pangratie este întăritor al credinței, ocrotitor de mari vrăjitorii și farmece și grabnic ajutător al celor aflați în deznădejde. Sfântul dorințelor stinge mărturiile mincinoase, arată dreptatea și adevărul, aduce bunăstare vieții și sănătate trupului și sufletului. Sfânta icoană aduce bucurie în locul întristării, iar cei care l-au luat pe Sfântul Pangratie drept protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Cu drag te cinstim, Sfinte Pangratie, în fiecare an, pe data de 9 iulie. Cei care îl doriți pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor al casei dumneavoastră, îl puteți avea sunând la 0766 536 536. Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al Părintelui Emilian. Tocmai pentru a păstra bucuria în suflet și a o dărui și celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale Părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți vor schimba viața. Sacroterapia. Enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei tale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră, prezente și viitoare, și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șansa celor care o caută să o primească? Nimic nu este întâmplător, nici întâlnirea cu Părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0764 99 99 99.
Românii din diaspora sunt invitați să-și deschidă o afacere în România prin intermediul programului Startup Nation Diaspora. Sprijinul acordat este de până la 200.000 de lei, fonduri nerambursabile, iar aplicațiile se depun exclusiv online până pe 1 septembrie 2022. Mai multe informații pe granturi.imm.gov.ro. Program implementat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Să aveți bucurie sufletelor dragi. O emisiune de suflet pentru oameni cu suflet. Vă invit în fiecare sâmbătă seara, începând cu orele 20, la emisiunea Aducător de Bucurie, unde vă voi vorbi despre binele, despre bucuria, despre tristețea, despre binecuvântarea și despre încercările vieții noastre. De asemenea, veți putea urmări în reluare, duminică dimineața, începând cu orele 8, aceeași emisiune care sper să vă hrănească sufletul și să vă aducă multă binecuvântare. Bună, mă numesc Perjelena Mihaela, iar eu, împreună cu Capital TV și Fabiana Vuță, vă invităm în fiecare sâmbătă și duminică, la ora 14, la misiunea Tine Talentați, unde vor fi invitați soliști, instrumentiști, dansatori, chiar și actori. Aceste tinere talente vin în fața dumneavoastră pentru a vă ridica bună dispoziție într-un spectacol inedit de divertisment. Vă așteptăm cu drag să ne urmăriți!